Hei, înainte de a începe, nu uita să te abonezi și să activezi clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu cele mai noi episoade de pe canal. Salutare și bine ați venit la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. Hai să deschidem acest Golden Chest. Vedem ce avem în el, avem aproape 600 de gold, Valkyrie, avem Battle Healer, Goblins și Musketeer. Bun. Hai să ne uităm repede, avem ceva de donat în clan. Va trebui să jucăm și meciurile la War, dar suntem la 7000 și ceva de trofee până la trecerea liniei de finish și haideți să ne uităm în haideți să vă arăt în deck. Am luat un nou emote. Cred că este acesta. Acestea sunt ultimele 3 pe care le-am achiziționat. Le-am prins cu 100 de gemuri plus un silver chest ofertă în shop. Și mi s-a părut o ofertă destul de bună, așa că le-am cumpărat. Bun. Haideți acum să jucăm la challenge. Avem aici în Clash Royale League World Final Marathon și haideți să jucăm noi primele meciuri, să vedem dacă reușim să obținem câteva victorii. Bun. Începem cu arcașele din spate. Și Valkyrie. Trimitem și un P.E.K.K.A. Și un freeze aici. Bun, și-a lovit acolo mini P.E.K.K.A. de două ori turnul și avem un avantaj destul de bun până în acest moment. Mai încercăm să ne apărăm acum. Trimitem nouă arcașele și o să dăm o rachetă pe acea muschetiră. Vom trimite Valkyrie din spate. Da, și s-a ocupat mini P.E.K.K.A. de acel hog. Bun, și mai avem mai puțin de un minut din acest match. Trebuie să ne păstrăm acest avantaj. Da, o rachetă nu e suficient să scoatem turnul din partea dreaptă. Și că vom aștepta să avem și săgețile. 93, ar trebui să-i scoatem turnul, da?
și obținem astfel prima victorie din acest challenge. Să ne luăm și reward-ul, avem 500 de gold și haide să mai dăm câteva meciuri. Punem Tesla în centru. Din păcate n-am prins acel Inferno Dragon. Stăm bine momentan, avem un mic avantaj, mărit acum de acest hit al lui Pekka și continuat cu această rachetă direct pe turn. Tesla. Bun, și suntem la o rachetă distanță de cea de-a doua victorie. Sigur, vom avea nevoie și de un freeze. Dar meciul este câștigat. Bun. Două victorii din două meciuri. Și haideți să mai dăm un meci. Începem din nou cu arcașele din spate. Okay, a pus acolo un Mega Minion. Va fi suficient arcașa să-l scoată din joc. Și din păcate acel prinț nu targetează arcașele. Se duce pe turn. Ne luăm astfel o grămadă de damage acolo. Și plecăm cu un dezavantaj. Scoatem acolo bomberul. Hai să punem și mini-pack-ul aici.
trimitem hog-ul. Da, și nu reușim mare lucru. Dar din păcate nu prindem acolo acel acel bomber în freeze. Probabil că am fi reușit mai mult damage pe turn. Dar oricum timpul aproape expirat și pierdem cel de-al treilea match. Oricum, un început destul de bun, cu două victorii și o singură înfrângere. Și cred că este suficient pentru moment. Vom continua cu meciurile în episodul următor. Bun, sper că v-a plăcut și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!